Dragi telespectatori, am revenit aici la Gala Cântecului Românesc cu o altă celebritate a cântecului popular, cu un om care îndreaptă primii pași spre lumea cântecului și viitorilor artiști. Este o interpretă foarte cunoscută. Este profesor la Școala Populară de Artă din Bacău. Sărutmâile îi spun doamnei profesor Maria Șalaru. Bine te-am găsit, dragul meu, îmi permit să spun așa, uite, mă uit la tine și parcă aduce așa puțin cu băiatul meu. Bine v-am găsit, dragi telespectatori. Sunt de-a dreptul fericită că, iată, pot să particip la această emisiune și că tu mi-ai oferit această ocazie. Eu vă mulțumesc mult de tot pentru că ați acceptat invitația de a fi împreună cu publicul care iubește cântecul și vreau să vă felicit din tot sufletul pentru tot ceea ce faceți pentru cântecul popular și pentru că nu ne refuzați niciodată. Când noi am realizat în localitatea Mălini din județul Suceava edițiile speciale pentru Sfintele Sărbători de Paște, ați fost împreună cu noi. Acum sunteți împreună cu noi la această bucurie și ați venit aici pentru a oferi telespectatorilor noștri cele mai frumoase cântece ale dumneavoastră. Să ne amintim puțin de începuturile dumneavoastră și să le spunem telespectatorilor noștri de acei realizatori care v-au pus într-o lumină bună. Pentru că mie îmi place în aceste emisiuni să ne amintim de oamenii care ne-au schimbat oarecum viața. Ce bine faci, pentru că se întâmplă adesea să uităm. Eu nu uit. De aceea și elevilor mei, de elevii mei mă bucur atunci când își amintesc de mine, chiar și un telefon dacă îmi dau cu anumite ocazii. Să-mi amintesc, nici nu uit vreodată, că am zburat așa pe aripi de cântec dintr-un stejar falnic și rămuros brațele tatălui meu. Așa numeam eu pe tata, îl vedeam ca prin un stejar falnic și rămuros în ramurile căruia cântau păsările. Cântecele tatălui meu, el cânta un alt gen religios, pentru că era dascăl la biserica din satul de Leni, județul Iași, dar îi plăcea să cânte și la fluier. Și când cioplea piatra, fluiera din gură. Deci când avea timp, cânta din fluier, iar când cioplea piatra, având mâinile ocupate, fluiera din gură. Foarte, foarte frumos. Și eu l-am întrebat odată, are piatra suflet, tată, de se lasă modelat? Ori tu pui suflet în ea, de o poți modela așa. Râdea tata și îmi spunea, sigur, are fata mea. Vino încoace și ascultă până ce și piatra cântă. Deci acele zgomote pe care le... Nu zgomote, cum să le spunem? Sunete pe care le scotea piatra lovită de acel ciocan sau din, avea tata instrumentele lui, da alta, scotea diferite sunete de parcă, iar tata cânta anumite melodii la piatră. Vedeți și dumneavoastră, dragi telespectatori, doamna profesor Maria Șalaru provine dintr-o familie care iubește cântecul și pentru că a fost legănată în această dragoste pentru cântecul popular, a rămas fidelă cântecului tradițional și acum insuflă această dragoste pentru cântecul românesc și viitorilor artiști. 2, 3, 4, 5, 10 realizatori? La Deleni, aveam eu vreo 17 ani, s-a realizat un film dintr-o suită de emisiuni, era realizată de Ioan Filip la televiziunea română. Aveam doar 17 ani și încă nu știu, îmi plăcea să cânt, dar nu aveam eu toate datele pe atunci, nu eram foarte pregătită și pot să spun că de la domnia sa am primit prima lecție de port popular. Eram îmbrăcată cu o fotă de Muntenia pentru că mi-o dăduse profesoara mea dragă de geografie și eu nu știam că fiecare zonă are particularitățile în ceea ce privește costumul popular. Și atunci s-a stârnit în mine dorința de a afla mai multe despre portul popular, despre etnografie. Așa am început eu studiu
pentru de atunci încă, să spunem, ca amator, fără să fiu încă la o școală. Am înțeles și înțelegem că domnul regizor Ioan Filip a avut mână bună cu dumneavoastră. Mână bună, da, sigur. Și apoi ați întâlnit și alți realizatori. Da, în festivaluri de folclor la care am reprezentat județul Iași, l-am întâlnit pe maestru George Sârbu, care practic un celebru dirijor. Care și-a pus amprenta asupra mea ca artist, mi-a alcătuit un repertoriu din cântecele satului meu, aduse într-o istuță de la Deleni. Iar doamna Mărioara Murărescu m-a remarcat, poate mai târziu, când deja eram coaptă, să spun, și pregătită. Tu știi foarte bine că doamna Mărioara Murărescu era foarte riguroasă și severă și pe bună dreptate. Și v-am văzut de foarte multe ori în emisiunea Tezaur Folcloric. Dar scriați în preferințele dumneavoastră. Știi când? Abia după ce m-am copt. Noi vorbeam la telefon, eram prietene într-un oarecare măsură. Probabil că eram, a lăsat să aștepta să mă coace, să am ce spune. Așa, exact, un, și să, cu, care, să cucerim din prima sufletul este, omului. Da, exact, a știut foarte bine ce face și sunt recunoscătoare în fiecare zi, aprind candela și mă rog pentru sufletul. Cu toții ne rugăm pentru sufletul doamnei Marioara. De asemenea, doamna Florentina Satmari, doamna Teodora Popescu, Niculina Merceanu și, de ce nu, realizatorii de astăzi. Uite, și tu ai un rol foarte important. Am mai spus, am fost la Mâini, la mult înainte, am mai participat la emisiunile realizate de tine și am venit cu mare, cu mare drag și aici la TVH vin cu mare plăcere. Pentru că este o televiziune cu oameni serioși, profesioniști, care își cunosc foarte bine meseria. Moderator foarte bun ești, George, și crede-mă că tu fiind mult mai tânăr, poți să fii copilul meu, ți-am urmărit evoluția. Ai pregătit și tu tineri, copii, te-am întâlnit în festivaluri. Pentru că este bine ca în drumul tău, când întâlnești tineri care vor să cânte, nu fac nimic rău, să îi ajuți dacă poți, dacă nu... Da, și să o facem cunoștință de cauză, exact. Pentru că mai sunt, acum să lăsăm... modestea deoparte și să spunem că noi chiar suntem buni în ceea ce facem, dar mai sunt și alții care nu știu ei bine să cânte și dau sfaturi. Dumneavoastră știți să dați sfaturi, știți să cântați foarte bine și de aceea vă invit să le dăruiți telespectatorilor noștri două o dintre cântecele propuse pentru două astăzi. Cântece, nu neapărat în prima audiție, sunt de pe următorul meu album cu Lăutare din Chișinău, dirijată de maestru Nicolae Bodgros. Deci vor fi câteva cântece aproape în prima audiție. Vă ascultăm cu mare drag, Maria Șararu, aici la Gala Cântecului Românesc. Să priceapă, nu o păstrece așa prin viață ca pluta pe apă. Ce care o care curge, te lovești de maluri, din scufunzi, dar iar dinalță ale vieții valuri. N-ai roata să-nvârte, nu dă înapoi, oricât de mult am dorit, oricât am vrea noi. Timpul ne se trece iute, fără să clipim, cu bucurii, ori cu tristețe, ghinii că trăim. Ce pune la copii pe masă, mâine poți avea de toate și o viață frumoasă. Dar grijă mari să ai în viață odată, cu ce mână tu ai dat, cu ea primești răsplată. N-ai întiroata să-nvârte, nu dă înapoi, oricât de mult ne-am dorit, oricât am vrea noi. Timpul ni se trece iute, fără să clipim, cu bucurii, ori cu tristețe, ghinii că trăim. Culișii ai semănat în primăvara vieții, abia când din urmă vin,
anii bătrâneții. Așa-i viața, n-ai și frași, așa-i rânduit. Și-ai făcut ziua de ieri, mâine-i fi plătit. N-ai-ntie roata să-mi vârte, nu dă-napoi. Oricât de mult ne-am dorit, oricât am vrut noi. Timpul ne să treci și uite fără să clipim. Cu bucurii, ori cu tristeți, ghinică trăim. N-ai-ntie roata să-mi vârte, nu dă-napoi. Oricât de mult ne-am dorit, oricât am vrut noi. Timpul ne să treci și uite fără să clipim. Cu bucurii, ori cu tristeți, ghinică trăim. Dragi telespectatori, aici la Gala Cântecului Românesc, așa cum vă spuneam, un om deosebit, Maria Șalaru. Ați văzut și dumneavoastră, ați ascultat cântecele dumneei, două melodii de mare frumusețe. Doamna Maria Șalaru, vreau să vă întreb câte ceva despre repertoriul dumneavoastră. Aceste cântece sunt culese, sunt creații? Spuneam la început că am plecat din delenii Iașului, de lângă Hârlău, de pe malurile Bahului, lui de la Cerbătoarea, de acolo, unde gâlgâie izvoarele cu apă vie și unde mă întorc de multe ori să mă adăp când simt că am obosit, acolo îmi găsesc seva necesară. Deci la cele cântece ale satului meu, pe care le-am și încă nu sunt toate valorificate, am adăugat și alte cântece din zona în care eu am poposit, respectiv Valea Siretului, Sascut, Răcăciuni și Bacău. Știi că sunt profesor la Școala Populară de Artă, ai și spus-o, la Școala Populară de Artă din Bacău. Ei, fiind în acea zonă, nu puteam să le dau copiilor decât să descoperim noi cântece din zona lor, ca și portul popular, de asemenea. Nu puteam să învăț cântecele mele de la Deleni. Cântecele mele de la Deleni urmează să le dau copiilor de acolo, să le redau viață prin glasul lor
pur și curat al celor de la Deleni, probabil într-un proiect viitor către pensie, zic eu așa, când o să... Mai aveți până la pensie. Așadar, iată, cântece adunate de la oamenii satului, cântece pe care le-ați trecut prin filtrul sufletului, le-ați recondiționat și le-ați am și creat, nu este nimic greșit când noi, artiștii trecuți, adică cu experiență... Pentru că sunt trăirile noastre, sunt lucruri normale. La urmă, așa s-a născut cântecul în general. Nu m-a picat din cer, tot cineva i-a dat viața, așa că... Nu neapărat pentru că s-a epuizat acea sursă la care noi mergem mereu. Cum spuneam, mai am la Deleni cântece pe care nu le-am pus în valoare încă. Dar simțim nevoia să ne aducem obolul nostru, adică al meu cel puțin, simt nevoia să-mi exprim și propriile trăiri prin cântec, prin vers, că mi-a dat Dumnezeu acest har și această ușurință de a mă exprima prin vers și popular. Și vă exprimați foarte frumos. Vă rog să vă mai exprimați încă o dată în fața telespectatorilor. Uite, ți-aduc și eu flori, cum suntem aici în grădina asta cu flori multe. Suntem într-un loc superb, avem pe spate munți, avem brazi, avem flori. Adaug și eu câteva flori din repertoriul meu. Vă rog să oferiți aceste flori ale cântecului popular tuturor românilor care ne privesc la această oră. Maria Șalaru. Tocmai sus la chetrării, la Deleni pe deal, merge fluierând un om calarii pe un cal balan. Cu sumanul pus pe umăr și fluierul lui îi bată, fluierând merge tătun ca pe deal să-și oplească cheată. Fluiera dimineață, fluiera dor și dor, fluiera frunza verde, verdelii delenilor. Uite poiana de lent, dincolo maxut hârlău, slobozâia feredeni, aici stai meleagul tău. Fluiera a dimineață, fluiera a dor și dor, fluiera a frunza verde, verdili de lenilor. Peste dealuri scornari, vijin bun vestit, păi stă păduca tati, preotul te-a împărtășit. La biserica zădită de Ștefan mare și sfânt, să nu uiți, fata mea dragă, tu aici te-ai născut. Fluiera tata legende, fluiera poveștitor, fluiera vinul dulce, aurul cotnarilor. Tătă dragostea și jalea, graiul dulce al neamului, zbuci mult dragul de viață să-l dai cânticului. Fluierând a vânt și soare, fluierând a dor și dor, fluierând a frunza verde, verdelii de lenilor. Trecem prin pădurea lacuri, pe balan calari, să vă dezvorăm bahluiul la frumosul dealul mari. Și mi-o arătat comoara cheatra lui de sus din deal, mă simțam stăpâna lumii la tata-n brață pical. Cui era tata avânt, cui era ador și dor, cui era frunza verde, verdelii de lenilor. Sărbătoarea mi l-a pus în gând, de unde s-a dat cu șerbii, am plecat în zbor cântând. Ca o pasări măiastră am pornit în al meu zbor, să cânt dorul viața toată dragilor de lenilor. Am un tata meu de steli, fluieră ador și dor, după fata lui cea dragă și dorul de lenilor. Am un tata meu de steli, fluieră ador și dor, după fata lui cea dragă și dorul de lenilor.
tot Dumnezeu. După atâta post și rugăciuni am nepot și eu. Iacă după atâta așteptare Dumnezeu mi-o dat bucurie și nădejde mare în suflet să-l curat. Și mă rog la Dumnezeu să mai țină traiul meu, dar la dele, 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 ra, să trăiesc așa cum pot, să-l văd mare bine pot. Că Domnul e iacă pot. Și-nchep dintr-o parte și din altă parte ajutor n-aștept. Din ții strâng și din genunchi picoate mă ridic și merg. Tot trăiesc și lacrima și-mi cade pe ascuns-o șterg. Și mă rog la Dumnezeu să mai țină traiul meu, dar adele, dele, 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 ra, să trăiesc așa cum pot, să văd mare bine pot. O, Domnule, ia capot! Nu-ți bată în brag, fericită să nu ai și-mi faci și am nepoțel drag. Vremea a trecut și sunt bunică, de vrei tu sau nu, și-i rup din mine bucață că îmi duci și neamul. Și mă rog la Dumnezeu să mai țină traiul meu, dar dili, 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 ra, să trăiesc așa cum pot, să-l văd mare bine pot. O, Domnule, ia capot! Nu pot și că nimeni nu mă iubește, că n-am niciun rost. Acum am ce mi-am dorit, bărbate, și-ți arăt că pot. Ia că mă iubește o lume întreagă și al meu nepot. Și mă rog la Dumnezeu să mai țină traiul meu, taradele, dele, 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 ra, să trăiesc așa cum pot, să văd mare bine pot. Că Domnule, ia că pot! Capul sus, chiar de muncesc mereu zi și noapte, eu tot mândrâs. Mi-a dat Dumnezeu și am de toate, pot omule pot. De respect și bucurie am parete, pot omule pot. Și mă rog la Dumnezeu să mai țină traiul meu, taradele, dele, 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 ra, să trăiesc așa cum pot, să-l văd mare bine pot. Pot omule, ia că pot! Când vor câini și prin iarba leargă, iar eu cânt cu dor. Dă-le bucurie, sănătate și în casă zbor. Eu de cântecul meu să am parete până am să mor. Și mă rog la Dumnezeu să mai țină glasul meu, taradele, dele, 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 ra. Eu cu el traiu mi-l duc cât fac umbră pe pământ, taradele, dele, dele, ra. Și mă rog la Dumnezeu să mai țină traiul meu, taradele, dele, 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 ra. Să trăiesc așa cum pot, să văd mare bine pot. Pot, omule, ia că pot! Doamna Maria, trebuie să vă mulțumesc pentru prezența în cadrul emisiunii noastre și să ne mai vedem și altă dată cu bine. Cu tot dragul și vă aștept. Poate realizăm la Bacău o emisiune. Cu mare drag venim, dacă ne invitați. Da, sigur sunteți, oricând am mai avut această încercare, dar n-ați putut să veniți, erați foarte ocupați, dar vreau să stabilim din timp. Și de ce nu o lansare de album când voi face acest lucru împreună cu Orchestra Lăutari, de ce să nu preluați? Când vă hotărâți, când aveți materialul gata? Probabil în jurul datei de 8 septembrie se va întâmpla acest minunat eveniment. Spun, un album foarte dorit de mine va fi cel mai frumos dar pe care mi-l fac cu ocazia zilei de nume. Să dea Dumnezeu să aveți succes cu acest album și să ne-l oferiți și nouă. Dragi prieteni, acum ne cântă Maria Șalaru. Am vreo pe capul meu, Doamne, văleleu. Îmi pun mâinile în cap și e
ajuns din casă, bedeac, pare și să mă mai fac, Doamne, văleleu. Mama-mi zice, difișor, mai degrabă să mă-nsor, dar puși m-am însurat, nu i-a fost pe plac. Mama-mi zice, difișor, mai degrabă să mă-nsor, dar puși m-am însurat, nu i-a fost pe plac. Păi, după mama de m-aș lua, de șinciori m-aș însura, deși una nu i-ar plăce, așa și vai de chele mei. Iadului, balaurul satului, dar să nu mă fac pe mine, Doamne, nu ia ghini. Copul numai să mâncească și copiii să ne crească, Dumnezeu să mă păzească, Doamne, văleleu. Muierea la cap mă bate, că ea nu-i ca celelalte, vrei cu coană ca să șie și nu slugă mie. Muierea la cap mă bate, că ea nu-i ca celelalte, vrei cu coană ca să șie și nu slugă mie. Mi-a adus în casă frate și cumnate și nepoate, doar muier pe capul meu, din vine să se văleu. Uite așa prin viață trec, cu femeile petrec, și totele îmi vin de hat, n-am cum să mai scap. Uite așa prin viață trec, cu femeile petrec, și totele îmi vin de hat, n-am cum să mai scap. Ui, ui, vitea ce-ai pățit? Când banii s-au isprăvi? Și mă tem când doi muri? N-avem și-n mă boși, vai vai și valeleu.